imagini spectaculoase în această dimineață pe cerul municipiului Buzău. În miez de iarnă și-a făcut apariția un curcubeu. Fenomenul inedit pentru această perioadă a durat doar câteva minute, apoi a dispărut tot atât de repede. La o temperatură de minus 16 grade Celsius, buzoienii au fost uimiți de apariția unui asemenea fenomen. Ați mai văzut așa ceva? Nu. 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 Că băi, după ploaie, după... Nu-i după așa ceva. Da? Asta este. Uitați un curcubeu acolo, ați mai văzut? Nu în perioada asta, nu. Da, se vede, e frumos. De la temperatură. Am mai văzut pe Facebook, unul în Italia, pare. Tot așa frumos. Din cauza temperaturilor scăzute, cu aerul cald, cu aerul... Părerea mea. Curcubeul este un fenomen optic și meteorologic care se manifestă prin apariția pe cer a unui arc colorat atunci când lumina soarelui se refractă în picăturile de apă. De cele mai multe ori, curcubeul se observă după ploaie, când soarele este apropiat de orizont. Acest fenomen are loc de foarte puține ori în lunile de iarnă, deoarece condițiile sunt în general neprielnice producerii unui curcubeu. Dar, pentru că atmosfera este încărcată cu apă și temperaturile scăzute, curcubeul își poate face apariția și în luna ianuarie. Curcubeul este rezultatul unui fenomen fizic, unor fenomene fizice, și anume refracția succesivă a luminii pe particulele de apă. Deci, prin acest fenomen, lumina naturală se descompune în culorile curcubeului, deci în spectrul vizibil, care formează rocvaivul. Da, probabil ați fost niște norocoși că ați reușit să filmați un asemenea curcubeu. Fenomenul inedit s-a putut observa în această dimineață și în comuna Mărăcineni.